După cum bine știți, ieri a avut loc concursul prin care colega noastră, domnișoara agent Macarie Lăcrămioară, a promovat examenul de șef de post în comuna Jitia. Aceasta a absolvit școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, terminând în anul 2010. De la repartizare și până în prezent aceasta și-a desfășurat activitatea la posturile de poliție Jitia Chioșden, precum și la secția rurală Dumitrești. Putem considera o premieră pentru IMPJ Vrancea ocuparea funcției de șef de post de către o reprezentantă a sexului frumos. În istoria recentă a poliției vrâncene, existând o altă doamnă sau domnișoară care să fie ocupat această funcție. Împreună cu agentul Olteanu Denuț, formează una dintre cele mai tinere echipe de polițiști din cadrul IMPJ Vrancea și urmează în perioada următoare să se gospodărească la nou loc de muncă și promit să fie dur cu cei care nu respectă legea, normele legale de conviețuire socială. Sediul postului este în comuna Jitia, după cum bine știți. Polițiștii pot fi contactați telefonic la numărul de telefon 0237-259950, cât și personal la sediu. Am vrut să realizez ceva pe plan profesional. Am vrut să fiu și prima femeie care încearcă cel puțin să ajungă șef de post. Mi-a părut foarte bine că nu a fost niciun fel de diferențe în ocuparea acestei funcții și de urmare ieri am susținut examenul, după cum bine știți. Ați avut cont de la candidați? Nu a fost. O bună parte din timp anterior acestui concurs, colega noastră și-a desfășurat activitatea tot la acest post de poliție, singură, din câte am înțeles. La 1 aprilie am fost împuternicită la comanda postului de poliție Jitia. Și apoi, de la 1 septembrie, după reorganizare, a venit și colegul care este acolo ajutor, agentul Olteanu Tănuț. Și acum ne desfășurăm împreună activitatea acolo. Care a fost cea mai deosebită problemă care v-ați confruntat acolo? Probleme au fost și, bănuiesc, or să mai fie ca și în celelalte comune, dar până acum am reușit să le controlăm. Așa, o problemă deosebită nu am avut deocamdată în perioada aceasta, de când sunt acolo. Comportamentul nu cred că s-au schimbat de la persoană la persoană, adică, dar oricum au un comportament bănesc mai frumos decât cu ceilalți, pentru că sunt și femei, vorbesc altfel, poate au și respectul mai accentuat, ca să zic așa. Dar oamenii în general sunt respectuoși acolo și decenți și nu cred că sunt probleme. Nu este un impediment faptul că sunteți mai tânără, nu? În fața localnicilor. Deocamdată nu a fost. Am reușit să mă impun cât a fost nevoie pentru a ține sub control situația de acolo. Au fost și infracțiuni, cât am stat și singură de la 1 aprilie și până în prezent. Contravenții, scandaluri, dar deocamdată totul a fost bine, nu a fost probleme. Cum vă percepă ceilalți colegi, sau mai bine zis, cum v-a perceput până acum și de acum încolo? Colegii nu și-au schimbat comportamentul față de mine, nici eu față de ei. Avem practic aceeași vârstă cu majoritatea dintre ei care suntem la secție, la Dumitrești. E același comportament. Nu. Ce v-a determinat până la urmă să deveniți polițistă? Eu am vrut de mică. Știți, orice copil când este mic dorește să fie ori soldat, ori polițist, ori doctor. Eu am vrut să fiu polițistă, dar cursul vieții, vedeți că se schimbă. Am vrut să fac și facultate, am făcut și facultatea. După ce am terminat, am dat la școala de agenți de poliție. Și am vrut să fie o realizare a mea, pentru că era o instituție a oamenilor, a bărbaților, nu a bărbaților, era mai mult. Și a fost o realizare pentru mine mai mult, ca femeie, să fiu în instituția aceasta.